trebuie să faci altceva, ai dat vreo probă, știu, e specială. Mai după aia. Rămâne să discutăm între patru, că acum e multă lume aici și... Andrei și Florin, ce înseamnă pentru tine? Doi copii minunați. Șeful, trebuie să vă explic. Concluzia e cu happy end fericit. O vorbă din bătrân spune că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și asta este cu atât mai adevărat atunci când vorbim despre sentimente. Sunt Marian Dumitru și te invit să vezi ce se întâmplă atunci când o femeie crede tot ce îi spune bărbatul de lângă ea. Fosta mea iubire este primul reality show din România în care o persoană publică urmărește și comentează ce fac protagoniștii noștri. În acest episod, comentariile sunt făcute de Emil Mitrache, un american de București care a văzut vrute și nevrute pe plaiuri dâmbovițene. E iubit, e dorit, e admirat. Atunci chiar că doar el ar putea cel mai bine să urmărească episodul din această seară și să ne spună impresiile sale la cald despre dansatoare cu planuri de mărire, șefișori care se dau patroni și soții cu minți, pentru care soțul e un rău necesar. La emisiune apelează Daniela, e dansatoare într-un club de fițe din București și de două săptămâni și-a întâlnit iubirea vieții, patronul clubului unde tocmai s-a angajat. Grig, tânărul pe care fata-l iubește la nebunie, îi spune mereu că e o ființă importantă pentru el, îi promite un contract atrăgător într-un club din străinătate și o face rapid șefa dansatoarelor. Salut, hai să facem cunoștință, Maria. Daniela. Daniela, ce probleme ai tu? Eu am apelat la această emisiune, deoarece am cunoscut iubirea vieții mele. Ia uzi, ce frumos! Cu care vreau să mă căsătoresc și vreau să știu... Să ne inviți și pe noi. Bineînțeles. Vreau să știu dacă în viața lui mai există sau... Vreau să știu să nu existe absolut nimeni, nu vreau să existe absolut nimeni. Și a întâlnit marea iubire. Se întâmplă la 24, bine că nu a întâlnit-o la 18. Se poate trage concluzia din start că are ceva experiență sau ar trebui să aibă experiență. Dar spune să ajungem acolo. Povestește-mi de ce îl iubești pe el? Ce are el așa spectaculos? De când l-am văzut, m-a atras foarte mult. Am început să ne cunoaștem și de ce nu m-am văzut ceva pentru el. S-am ajuns să-l iubesc. Chiar dacă este un timp foarte scurt. Adică tu, la ce te referi? Ce înseamnă timp foarte scurt? Oficial suntem împreună de vreo două săptămâni. Aproximativ două săptămâni. O săptămână jumate. Și ce putem așa frumos? Deci tu îl cunoști pe băiatul ăsta de două săptămâni. De două săptămâni suntem împreună. Aproape două săptămâni. De două săptămâni. De vreo 3 săptămâni. Deci tu știi de 3 săptămâni? Da. Cam 20 de zile, așa. Se hotărăște 3 săptămâni, o săptămână jumate. Oficial, de când am început relația, sunt relația. Mai puține, sunt doar relația 2 săptămâni. Serioasă. De 2 săptămâni. Da. Dar îl știi de 3. Da. Și iubești foarte mult, este foarte iubirea mult vieții tale. Da. O să te pară greu de, o să zici că nu e adevărat. Dar de ce crezi că o să mi se pară? Adică de ce să mi se pară? Pentru că spui că e timpul foarte scurt, dar dacă... Tu nu spui lucrul ăsta. Nu, pentru că poți să stai cu o persoană și 5 ani și să nu o cunoști. Eu pur și simplu în 2 săptămâni știu exact ce vreau de la el. Uite, pentru că poți să stai cu o persoană și 5 ani și să nu o cunoști, exact. 2 săptămâni se prea puține. Nu, 2 săptămâni am ajuns să-l cunosc. Mă gândesc că din propria experiență spune acest lucru, poți să stai cu o persoană și 5 ani și să nu o cunoști. Eu pot să adaug, poți să stai și o viață întreagă cu o persoană și să nu-i cunoști atât de desubturile. Deci se pare că are ceva experiență, deci știe când și unde să se arunce. Cum l-ai cunoscut? Erați la bibliotecă amândoi și el ți-a împrumutat un fix. Eu dansez. El este patronul clubului unde eu sunt angajată. Și acolo am dat un casting și m-am angajat. Și asta nu este o glumă pe care ne-a organizat-o colegii. Adică, nu. Bun, tu ești dansatoare. El este patronul clubului. Da. L-ai cunoscut acum 3 săptămâni. Da.
da. Ai fost să te angajezi sau? Da. Auzisem de acest casting și am vrut să vin și eu. Și l-am luat. Am luat castingul. Acum nu vreau să fiu așa căutăcios, dar de ce te-ai ales tocmai pe tine? Te iubește și așa mai departe, dar de ce te-ai ales tocmai pe tine înainte să te iubească și așa mai departe? Păi poate din moment ce m-a ales, înseamnă că am dansat. Și să dansez. Și a considerat că are nevoie de mine. Daniela, din toată povestea asta așa, pe care mi-ai spus-o tu, lipsește ceva. De asta eu insist să aflăm exact cum a fost momentul angajării. De ce ai fost tu aleasă? Te-am spus. Erai singură? Da. Nu, adică mai erau și alte fete acum. A, atunci nu, eram decât eu. Era și păcanul să particip la casting de una singură să ieși pe locul 2. Erai doar tu. Da. A fost un casting cu o singură persoană. Da. Și de ce zâmbești? Mi-ai făcut și altceva? Nu, pur și simplu am stat acum. Te-am spus, a fost la prima vedere. Ce? A o fost atracție. Ce la prima vedere? O atracție. Păi, și când este o atracție la prima vedere, cum spui tu, nu se materializează prin nimic? Acum și tu. Păi nu acum, te întreb pe tine. Când a fost materializarea? Păi, deci când s-a petrecut ceva între voi? După. Deci vinul la mine așa ca la un doctor, ca la un... Nu, spune-mi te-am exact spus toate simptomele. Deci a fost atracția foarte mare și bineînțeles că după ce am dat casting... La vreo jumătate de oră sau așa? Nu. Pur și simplu am ieșit împreună și după aia... Dar el când ți-a dat vestea că ești, domnule, ești angajată? Daniela, gata, ești angajată? Imediat după ce am dansat. Dar ce aud? După ce am fost atașa, am dat și o probă mai specială, a? Doamne, castingurile astea. Și vă potriviți așa la tot? Da. E... Deci și el este de acord cu mine, a zis că cât de curând o să ne mutăm, avem planul să plecăm în străinătate, amândoi. Acolo astea toate în două săptămâni s-au da. Întâmplat. Adică tu nu visezi chestiile astea noaptea, nu ți se pare? Nu. Nu, mi-a promis că în străinătate, când o să plecăm, că are un prieten acolo care are club. Și a spus să mergem amândoi acolo. Și acolo a spus că o să mă ceară. Da. Deci cu dat proba la casting și după aia că ne mutăm împreună, că facem... Sunt de acord că trăim într-o epocă a vitezei în care totul se derulează pe fast forward. Da, nici așa, chiar din prima haidea ne mutăm, ne vacanțim, ne... Hai să vedem ce i-am mai promis. Și așa pare ca și cum tu ești motivul pentru care încă mai trebuie să credem în Moș Crăciun, în Vâna Măsăruță. Nu, dacă e adevărat. Acum, toate personajele astea... Acum mie nu mi se pare, dacă pur și simplu într-un timp atât de scurt simți ceva foarte intens pentru o persoană, și sentimentul este reciproc, de ce să mai așteptăm? De ce să pierdem timpul? Eu cred că tu ai dreptate. Eu sunt răutăcios și am întâlnit foarte multe cazuri în care fetele erau mânate de un interes și nu de dragoste, știi? Nu, se vede clar. Deci uitându-mă la tine și așa din cum vorbești și sclipirea pe care o ai în ochi, se vede clar că nu e vorba de chestia asta. Nu, tu iubești sincer. Nu se pune problema. Cum mă cheamă pe Grig. Patron? Dar tu îi spui patroane sau îi spui Grig sau Grig? Iubi, șeful, cum îi spui? De la linț, Iubi, Grig, depinde, Puiu. Și tu acum ești o dansatoare sau ai urcat și tu în rang? Da, acum eu mă ocup, bine, mai și dansez și în momentul în care sunt castinguri, eu spun cine rămâne cu noi în echipă, cine vine la noi în echipă și cine nu. Adică acum tu ai ajuns șefa, nu? Într-un fel așa peste... Nu chiar șefa. Hai că poți să recunoști. E, nu chiar șefa, dar... Ești pe drumul cel bun. Sunt mâna lui dreaptă. Din moment ce sunt viitoarea lui soție, mi se pare normal. Și mă gândesc că așa e și cel mai bine să funcționeze într-o firmă. Adică să angajezi pe cineva într-o poziție, pe cineva care a lucrat pe acea poziție. Exact, adică eu știu. Tu știi cel mai bine... Tocmai ce fete să accept și ce fete să nu accept. Bănesc că acum angajez numai urâte și... Nu. Primul să danseze. Să arate și bine și tocmai de aceea am apelat la această emisiune. Pentru că mediul în care noi lucrăm este foarte tentant pentru el. Și
și nu vreau absolut nimeni să... Bine, nu hai. Fure, iubirea. Bine, haide că... Viitorul meu soț. În două săptămâni și-a dat seama că e bărbatul vieții. Deci, iată că din nou experiența spune cuvântul. Se trage concluzia că a mai trecut prin câteva relații și își dă seama de calitatea sentimentelor ei pentru un bărbat pe care îl întâlnește. Și iată că în două săptămâni este bărbatul vieții mele. Este foarte interesant. Bine că se poate. De ce ai apelat la noi? De ce nu te-ai dus la o firmă care organizează nunți? După cum ți-am spus, mediul este foarte tentant. Și vreau să știu, nu vreau nimeni să... Mă, l-ai prins cu cineva în astea două săptămâni? Nu, dar... Pentru că la voi se petrece totul foarte repede. În două săptămâni deja v-ați făcut planuri, știți și cum îl cheamă pe primul copil, probabil. Bine, deocamdată... Tu l-ai prins pe teșeală, nu? Nu, dar atunci... un singur lucru mi-a dat de bănuit, pentru că nu a vrut să mergem la el acasă. Adică mereu ne-am văzut la mine acasă. Am și nu... Poate nu-i place să facă curat, deci asta nu contează, lasă. Câți ani are el? El 27. A mai fost însurat vreodată? Nu. Are copii, are alte legături, are... Nu, nu se pune problema de așa. Tu bănuiești pe cineva? Nu. El este un tip care... Vreau să nu se întâmple. Vreau să fiu pregătită din timp. Să știi că noi nu putem să-l supraveghem pe el... Da, vreau să văd cum se comportă... Pentru restul vieții tale sau al voastre împreună. Vreau să văd cum se comportă când eu nu sunt cu el. În următoarele câteva zile, noi atât putem să facem treaba asta. Da, să văd cum, când eu nu sunt cu el, cum se comportă cu celelalte fete. Pentru că el... Mi-a dat mie mână liberă să mă comport eu să le spun. Îți dai seama că el ți-a dat mână liberă să angajezi fete. Nu să-l pui pe un om și pe alți oameni să-l urmărească. Păi da, da, eu chestia asta vreau să fiu sigură înainte să fac pasul. Îmi place, ești o femeie puternică, ești o femeie acesta. Care știe ce vrea. Bine. O să apelez și la firma de noi. Și la firma de noi. Cât de curând. Bine, până data viitoare vreau să-mi spui cum e rochie de-a mireasă și așa da, mai departe. Da, bineînțeles. Bine. Iată ce loc mirific de întâlnire. Viața îți acordă tot felul de întâmplări neașteptate. Exact la clubul unde dansează ea. Imediat ce aflăm ceva, te anunțăm. Bineînțeles, să vește. Să nu-i spui nimic. Nu. O să fie o surpriză. Deci eu chiar nu am interes să-i spun, chiar vreau să știu. Eu sper ca el să ne cunoască prima dată la nuntă. Și eu. La revedere, să rămân. Mi-a părut bine. Mulțumesc. Daniela însă apelează la emisiunea Fosta mea iubire să se asigure că nimeni nu-i va fura bărbatul. Pentru iubire, orice, chiar dacă este o iubire mai proaspătă ca o cafea de dimineață și chiar dacă nici nu știm încă dacă e iubire. Grig, 27 de ani, proprietarul unui club de fițe din București. Este o persoană dinamică, se mișcă mult, mai ales prin centru, intră și iese de la bancă. După puțin timp intră într-un mall din centru. Aflăm că acolo are biroul contabil a firmei. După câteva ore ajunge la club. În club e agitație. Câteva zeci de fete s-au prezentat la un casting pentru dansatoare. Cu ajutorul detectivilor noștri reușim să intrăm. Grig și un alt bărbat vorbesc cu viitoarele cubiste ale clubului. Da, da, nu-i rău. Îți menții silueta. Mai multe mai târziu, da? Da. Bun, mersi frumos. Eu sunt Cristina. Pare bine, Greg. Bună, Cristina. Fani. Bună, bună frumoșilor. Ho, 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 dar ce tu pezi? Bună, Raluca. Ce faci? Poți să faci o piruetă? Înțeles. Și mai bine. Dă-i drag. Facem piruete de nesar ochelarii de pe nas. Mai să vorbesc un pic cu fata. Mi-a părut bine. Și mie. Nu trebuie să vorbesc cu tine, că eu sunt aici. Ce să zic? Place bine de tot. Cum arăți? Place mult. Mulțumesc. Și mă gândeam, poate vrei să dai niște probe pentru a intra. Depinde ce probe. Acum îți dai seama, rămâne să... De dans, discutăm. Nu? De că pentru dans am venit. Rămâne să discutăm între patru, că acum e multă lume aici și... Da, ai o pilă bună acolo, poți să vin. Din ce ne-a spus Daniela, tehnica folosită de Grig nu face decât să le impulsioneze pe fete să danseze mai bine. Are dreptate totuși să-i fie frică. Între atâtea ispite, dragostea trebuie să fie puternică tare ca să reziste. Deja mă îngrijorează, deci
Deja e țara plină de văcă în continuare. Toată lumea și în special fetele ori la ase, ori la drept. Țesătoare nu mai vrea nimeni să se facă. A doua zi, în apartamentul Danielei are loc o lecție de dans de club. De când a făcut-o șefa dansatoarelor, Daniela și-a luat rolul foarte în serios și le cheamă pe fete chiar și acasă pentru a le perfecționa mișcările. Îți mai multe rupări, lasă patul. Așa ai venit? Da! Să dansezi, n-ai venit la... Păi nu, ce te schimbi. Trebuie să vedem niște pantaloni scuri direct. Cum să-ți fie rușine? Simplu. Păi, din moment ce te vrei să te apuci de dans, dar știi cum vreți să dansezi, nu? Că ai costumați. Da, dar nu pe stradă. Da, dar am niște pantaloni scurți, nu... Dacă e serioasă, poți să... știi foarte bine. Deci, după cum putem vedea din imagini, se pare că... ea sau părinții ei, totuși, nu sunt chiar talpă, înțelegeți? Au o condiție materială. De aici ce tragem concluzia? Ori nu-i place aia muncă, ei, ori nici părinții ei nu știu ce vrea să facă. Dar cred că prima variantă ține. Mulțumesc, Zizi, dar nu cred că constă n-a merge vulgar pe stradă. N-am spus de vulgar. O plecare. Mă rog, niște pantaloni spus că nu e iarnă. Dar fi trebuie să-ți trebuie. Ia, ce? Ce mi se face cu asta? Să dansezi, Costa? Costa, te duci la piață. Trebuiam la mine. Nu mai gândi, nu sunt roche. Te rog. Dar nu l-a luat așa, de ce l-a luat așa? Mă uit la ele, ce vrei să le iau, să ți le împachetezi? Dar ce tare, nu ți ești atât timp nici. Mă rog. Mă scuzați, dar mă simt ca vârlan, știi? Bleh, cum să te îmbraci cu așa ceva? Confundă. Deci una e să lucrezi într-un club și alta este dus să dansezi acolo. Mai bea un par, mai... Cam departe, cam departe una de alta, știi? Dar cum am spus de mine? Cred că nu știi cine sunt eu. Păi nu, probabil nu am făcut prezentări de... Păi da, nu știi cine sunt eu. Îmi explice, deși te-am prit la mea, mă rog, cunoștință. Ah, sunt de cunoștință, dacă tu nu ești în stare să dansezi, și spune că obosești după 30 de minute? Și știi și obraznică cu mine? Daniela nu e nici pe departe atât de disponibilă. După cât de urât vorbește cu și despre Delia, cu siguranță are un dinte împotriva ei. Nu mai ești prietena mea, eu sunt șefa ta. După ce pleacă de la lecția de dans, blonda Delia merge la club pentru a da o nouă probă. Foarte bine arăți, îmi place de tine. Da. Ai dansat super, m-am uitat la tine, am văzut că ai început să înveți repede câteva mișcări, te-ai învățat bine. Și eu, dantele mele ascunse. Ce să zic, hai vino mai aproape să discutăm. Da? Te rog eu. Uș,
ușurel cu pianul, că se distruge în canapelele. Ce vreau să vorbesc cu tine acum, cât nu ne aude și Daniela, că ai văzut că ea e coordonatoarea voastră. Da, e cu gura cam mare, dar mă rog, o să fiu puțin așa e ea, așa e ea, e mai severă, să ai văzut, ai prins repede de la ea. Nu, am prins de la mine, nu de la ea nici. Ce vreau să zic, cred că ar fi mai bine să discutăm un pic despre salariu, despre cum o să lucrezi tu aici, că m-am hotărât și o să dansez la noi în club. Da, v-a plăcut? Da, foarte mult. Ce trebuie. Se vede că domnul patron abordează probleme stricte de serviciu. E de remarcat că la vârsta încă fragedă, zic eu, a lui, s-a descurcat și e patron de club. Eu aș mai avea o întrebare. Tăticul lui muncește sau ce? Hai, îmbracă-te hai, și pleacă, trebuie să pleci. Vorbeam și noi. Așa vorbești tu cu ea? Despre cum o să lucrezi. I-am spus că da, mai are un pic de învățat. Deci, hai pleacă că vreau să vorbesc cu Grig. Hai, okay. Du-te. Hai pleacă. Vorbim mai repede noi. Apără fată dragă ce e al tău. Pa. Îți arunc paharul ăsta, pleacă mai repede. Dacă mă ridic la tine, gata. Nu, dar nu trebuie să fii geloasă, că așa e viața de noapte, așa e viața de club. Da, așa e viața de noapte și cum? Plus că ultima oară m-ai dezamăgit rău de totul pe mine. Da? Da. Și tu m-ai dezamăgit pe mine exact în acest moment. Da, ți-am promis că o să-ți cumpăr inele, că o să fie totul frumos. Nu m-am luat pe mine cu de-astea, că nu mai am 15 ani să cred. Dar mine ce fapt. Când o să te văd cu inelul, atunci o să încetez. Bine, îți promit eu că o să grăbesc puțin lucrurile. Și vezi că și-a luat prea mult nas. Vezi că îmi vorbește prea urât. Nu știu, ori vorbești cu ea, ori eu o să zboare. Eu decid aici, nu tu decizi. Bun, atunci dacă vrei să o bat de fiecare dată când o prind. Nu ai cum să o bați, că nu suntem în filme cu boxieri. Bine, atunci provoacă-mă, da? Te porți frumos cu ea. Și mie nu mai vorbi așa de sus, că eu sunt șeful, da? Dacă nu cu ea, o să vicesească. Nu mai vorbi peste mine. Eu sunt șeful și tu faci ce spun eu. Mă luăm că tu ești șeful? Da, eu sunt șeful, eu te plătesc pe tine. Vedem. Tu faci ce spun eu, nu te porți urât aici cu lumea că așa vrei tu, da? Și nu mai fi gelos. Hai, lasă-mă. Hai, că am treabă. Pa. Pentru că e miercuri, clubul este închis. Deci seara este una moșnegească, liniștită, acasă la Daniela. Haha, de unde atâta liniște când iubești o zvârlugă cum e Daniela? Joi. Daniela o antrenează din nou pe Delia. Deși nu o suportă deloc, fata îi face pe plac iubitului său șef. Fără a uita vreo secundă să o facă pe Delia să se simtă suficient de prost încât să-i taie din aripi. O tehnică se pare eficientă pentru îndepărtarea dușmancelor.
Grig și mâna lui dreaptă pun lucrurile la punct pentru seară, când așteaptă clienți. Discuțiile dintre băieți o iau razna uneori. Așa ca de braziliancă. Da, am văzut toată lumea să-i tână. Erau pe topurile femeii, șmecher. Bună. Face treabă bună, nu... Crezi că aduce fratele tău ceva, iurea? Da, știu că și până acum ce au fost aici. Alea mare, așa cum sunt. Mă gândeam să o bag în locul lui Daniela, coordonatoare. Daniela, ce faci? Ce-am făcut și cu restul, auzi, ce întrebări, păi și tu aia era. Bun, mai ești. Blonda aia m-a băgat rău de tot în boală, nu știu, parcă mi-a mințile așa, așa fac ochii în cap când o văd. Văd că e bună, rău femeia, n-ai ce să zici. Amă, nu știu, are stilul ei așa, are ceva special, când dansează, da. mă dă pe spate. Și toată lumea am văzut, se uită lumea în club la ea, mamă, rupe. Chiar, nu știu, succes, ce să zic, hai noroc să fie cu bine. La mai multe. Cine n-ar vrea? N-ai văzut cum arată, deci... Cății și... Da. Auci. Mai întoarce capul puțin să vezi. Aoleu, ce e aici? Bună, bună, rău, a? E bună. Mergi, chiar. E femeia adevărată. Și... mai mișcă. După ce fac și eu treaba cu ea... Fac! Păi, cum ai făcut și cu celelalte, nu? La revedere! Las, că o să fie bine. Dacă ești bun în ceva, normal că apar oportunități. Daniela își așteaptă iubitul în propria sufragerie, la un dans sexy. Oare cât timp va mai trece până când Grig se va plictisi de dans, dans și iar dans? Știți vorba aia, există un bărbat care s-a plictisit chiar și de cea mai sexy femeie din lume. Asta ce să înțeleg? Doamne, ce obosit sunt. Vine. În timp ce Grig se oprește în centru să rezolve ceva la bancă, Daniela ajunge la club înaintea lui. Danielo, dacă nu te potolești cu șefeala asta, s-ar putea ca Grig să se cam supere pe tine. Cred că nu știi cine sunt eu. Uite aici scrie Grig Ionescu. Da, tu știi cine sunt eu?
Nu. Viitoarea lui soție? Așa că poți să semnezi. Pare rău, Grig nu mi-a spus nimic de chestia asta. Aici, Grig, eu nu o să vezi de acum încolo că eu îi voi semna absolut tot. Bine, eu de acum încolo. Eu mă voi de tot. Eu l-aștept pe Grig să-mi semnez. Înțelegi că sunt... Ce fel de dragoste nebună trăiesc acești doi oameni, dacă în mai puțin de o lună Daniela e și șefă, iar acum se dă și patron. Grigoare e conștient de ceea ce face. Fără să știe ce s-a întâmplat în lipsa lui, Grig ajunge la club. Cum dă ochii cu Daniela, își dorește să o îndrăgească chiar acolo, la bar, așa cum au făcut din totdeauna. Puțin doar. Am chef de tine, rău. Cum e dragostea asta, oarbă. Tu nu vezi că te iubesc, ce ești prost. Ajungem acasă, ajungem acasă. Păi începem aici și terminăm acasă. Nu, 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 iubi, iubi, nu. Am chef de tine. Ți-am spus, eu nu mai vreau să fiu considerat doar simpla ta iubită sau ca oricare altele care le-ai avut. Bine, dar acum am chef de tine, vorbim după. Nu. Vorbim acasă. Nu, am zis nu. Ba da. Am zis nu aici. Uite-te și tu. După aceea mă considera angajat. Nu, 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 nu. Nu, acasă. Ți-am zis acasă. Mai pus. Hopa, stai Grig, neciopritule. Vrei să o vadă angajații pe doamna în ipostaze indecente? Grele zile te așteaptă. E atât de romantic. El. Vai. Iubire. Da, uita. Vreau să spun ceva. Păi tocmai l-am șters, Daniel. Unde l-ai șters? Șterge-l din nou. Bine, Daniel, șterg. Păi unde suntem aici? Unde te crezi? Am înțeles, am înțeles, gata. Dă și-mi un pahar cu apă. Ok. Ăsta-i pahar curat? E... acum l-am șters, Daniel. Ăsta-ți pare ție pahar curat? Eu nu fac bine așa ceva. Dă-mi altul. Nu, nicio problemă, o să șterg ăsta din nou. Uite să nu-i foarte curat. Da, sunt proaspăt spălate. Am înțeles, o să le mai spăl din nou, nicio problemă. Am înțeles, să le mai spăl din nou, asta e nicio problemă. Toate să le arăt. Păi asta fac, Daniela, le șterg acum din nou. Și barul din nou o să-l ștergi pe tot, pentru că mie nu-mi place ce e aici. O să șterg, Daniela, și barul din nou. Înainte de deschidere. Ca să vorbim în pilde românești. Se pare că începe să se urce vaca pe casă, știi? Hai, acum o să speli absolut tot. Am înțeles, Daniela. Da, Daniela, da. De ce nu punem una să arate ea? Cum arată un pahar spălat? În timp ce Grig stă amărât de gândul că iubita s-a început să se schimbe, barmanul vine la Grig să-i povestească nemulțumirile lui. De vorbă în legătură cu Daniela, apropo, șeful. Că ascult, ce s-a întâmplat? Începe să mă deranjeze șeful, că se leagă de mine de fiecare dată când mă vede, cred că are ceva cu mine. Mă pune să șterg pahare care sunt deja șterse, barul... Uite, deci tu e curat, impecabil, vine la mine, îmi zice să șterg barul. Am văzut că se mai ia și de fete, șeful. Ia, stai să văd ce zice și Fane. Fane! Ia un loc, te rog. Da, s-a întâmplat ceva? Nu știu, uite, băiatul se plânge că Daniela face pe șefa pe aici, așa e? Da, că
comentează pe la lume pe aici, nu-i mare aer, așa. Începe deja să ne deranjeze Daniela. Da, și la mine mai comenta, nu știu ce, că ea poate nu-i predic bun. Da, hai, lasă că o să vorbesc eu cu ea și... Bun, mulțumesc, șef, da. Nu, e bine ceea ce face, uite, și ceilalți angajați încep să o placă, să o aprecieze. E pe calea cea dreaptă. Se pare că Grig este într-o situație foarte delicată, așa că încearcă să pună lucrurile la punct, dar se pare că nu prea mai deține controlul situației. Păi toată lumea mi se plânge de tine, barmanul, fetele, că ești tu șefă, că-ți dai aere de șef, așa e? Hai mă, Iubi, nu e așa, dacă e din punctul meu de vedere, el a făcut curățenie. Nu e treaba ta, tu nu înțelegi, eu sunt șeful aici, dacă ai ceva de spus, vii și îmi spui mie și vorbesc eu cu ei. Dar de nimeni, ce vei fi viitoarea ta soție, de ce? Până o să fii tu soția mea, mai durează. Tu până atunci îți vezi de treaba ta, de fetele tale, de coordonare, de animație. Nu faci pe șef aici, că eu sunt șeful. Hai mă, Iubi, dar dacă el nu e în stare de nimic, niciun Iubi! Cu ce fac am să vezi? Hai, nu mai vizi bără. Sunt familie modernă, nu? Egalitate în drepturi și responsabilități, nu? Hai, lasă cu dulcegările, cu Iubi, cu nu știu ce. Înțelege și tu, că nu a făcut și eu am dreptul. E foarte clar aici cine e șef. Eu. Din moment ce eu sunt... Tu ești o simplă angajată să-ți intre în cap asta. Din doamna ta soție. Nu contează asta, n-are nicio treabă căsătoria cu clubul, da? Hai, du-te și... Înțelege-mă și pe mine. Lasă-mă cu Iubi, că sunt nervos. Du-te. Importantă pentru că să înțeleagă cine sunt eu. Și vrei să fim doar noi doi angajați, să plece toată lumea, că ești tu șeful. Nu, dar ei trebuie să mă respecte. Păi și tu trebuie să-i respecti pe ei, da? Dar eu respect dacă nu-și fac treaba, că nu mă trebuie să fiu. Vii și îmi spui mie, te rog frumos. Hai, du-te că ai treabă. Du-te. Mă, du-te mai repede că ai treabă. De aici reiese cât de mult o iubește el pe ea. Eu cred că ea simte chestia asta, nu? După discuția din club, Daniela a plecat supărată, iar Grig merge la ea acasă să o împace. Unde seara mergem? Bine, mergem. Bine. E oarbă dragostea, spun ea. Știi, mie mi-e un pic cam cald. Dacă n-ai știut un aer condiționat aici, pe ce să ne-ai tu? O să-ți iau și aer condiționat. Glumeam. Patron, se pare că are timp să meargă și la sală. Vede că trage de fiare. Ce vrei? Patron trebuie să se respecte, nu? Poate fi mai angajate, nu știi niciodată. Eu cred că ai ceva accesorii în plus față de mine. De ce? Și ca să am un avantaj și mai mare, îmi dau și pantaloni ăștia jos. Ia uite tu. Nu. Nu? Nu, păi în ce? Nu așa. Opa. Da, vrei altceva? Hai, nu pleca! Hai că eu mă îmbrac. Nu pleca! Și eu iau pe bunica, mă duc acasă să o iau pe bunica în brațe să dorm cu ea. Nu faci asta. Poate ea îmi spune și o poveste, că tu nici măcar o poveste nu vrei să-mi spui. E cu tine, nu pleca, hai nu pleca. De ce faci așa? Păi mă, e supărat. Vin aici la tine, să mă uit la tine. Ți-am spus, eu vreau altfel, nu așa, cum că am eram la început. Acum să-mi zis, e vorba de altceva între noi doi. Vreau să mergem. Tu nu înțelegi, acum e momentul potrivit. Nu, vreau să te căsătorii religios. Lasă până la căsătorie, că noi avem un pic de treabă. Ba da, ne căsătorim. Când? Deci o să mă cer cât mai devreme. Mai? Deci ce să mă cer? Că nu mai ți-am zis, nu era așa. Tine vreau o familie. Trebuie să te cer în pat, acum în pat te cer? Nu, trebuie păi să... vezi după. Nu, trebuie să vii cu inelul. Nu mă cer așa, să mă cobrim mă cer și așa. Nu cred că e locul potrivit. Tocmai ți-am spus că vreau să fie ceva special. Am fi dar ce să mă cer. Înțelege că vreau altceva. Hai că mă dau nici cum cu tine. Vreau, așa. Te vreau să dăm cu tine, nu să mă trezit la pieptul tău. Nu te-ai săturat de gagicăreală, de tot felul de prostii de-astea? Asta nu e gagicăreală, iubito, e dragoste. De ce oare nu mai vrea Daniela să facă dragoste cu bărbatul vieții ei? Ce s-a întâmplat în doar câteva zile de când îi povestea lui Marian Dumitru cât de mult își iubește jumătatea?
Poate că nici Grig nu a fost un finuț, dar și Daniela să-l tot refuze. Deci, fără antrenament nu ajung la performanță. Lege. Daniela și Grig dau semne că într-adevăr s-ar iubi. Ea îl supără, apoi vrea să-l împace. Apoi el o supără și aleargă repede la ea. Nu ne înțelegem românește? Vreau să ne... Dar tu, numai pentru tine asta contează? Să-mi spui ce vreau eu de la tine. Eu cu tine vreau, nu, pentru mine nu contează numai chestia da, asta. Acum ne... Acum ne... Deci după aia vorbim și mergem unde vrei tu. Deci chiar mă enervezi. Și-ți dau câte inele, spun cât un inel pot fiecare. A, pentru tine asta contează? Ne f*** sau ne f***? Deci nu, nu mă lac cu chestia asta, că ești chiar nesimțit. Da, bine că ești tu deșteaptă. Ai cum am plictisit de tine, pa. Poftim? Iată cât de repede poate să dispară romantismul din viața unui bărbat. Oh, Doamne. Oare ce surpriză ne rezervă acești doi oameni? Ce secrete ascund? Cine nu ascunde secrete nu prea ajunge pe la emisiuni cu urmăriri și camere ascunse. Daniela, ce ai făcut în săptămâna asta în care noi am muncit? Păi am dat fost cu Greg și... Da, trecută mi-ai spus că aveți planuri de căsnicie. A, zim, da, înainte da, să da, spun da, eu da. Ce am aflat, spune-mi tu cum stați cu, păi cu planurile. A spus că foarte curând mă va cere. I-am spus să-mi cumpere inel. Deci el a promis că foarte curând te va cere. Da, a spus că un prieten de-al lui... are club în străinătate și să mergem acolo și că acolo o să-mi pregătească o surpriză. Deci clar... Deci știți deja unde vă duceți în luna de miere? Da, clar, ți-a acolo... Ți-a ales rochia de mireasă? Da! Invitați și pe Delia la nuntă? Nu. Ce să caute ea la nunta mea? Am văzut că sunteți foarte apropiați, așa. Nu suntem apropiați deloc. Iar putea să fie, cum se numește, domnișoară de onoare. Nu, aia nu la nunta mea. Da, 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 da. Da. Și nu ar trebui să-i lăsăm și ei o șansă să... Nu. Deci nu o să pot. Și pe lângă, i-am spus că eu comand acolo, eu trebuie să le învăț, ea să dă șefă. Șefa? Nu te-ai născut în București, nu? Ba da. A, tu ești din București. Se vede că e din București. Daniela, dar tu nu o suporti pe Delia pentru că ți-e antipatică așa, pur și simplu, sau ai tu un feeling? Nu știu, din punctul de ce? Meu de vedere, prea încercă să dea bine pe lângă el și nu pe lângă cine? Calități. Pe lângă Grig? Da, și nu are calități de dansatoare, în primul asta. Rând, pentru că e prea plinuță, nu are stil, adică... Nu știe să, cum să danseze, nu mai îmi place. Și nu vrea să învețe. De ce i-a permis și el? E oare de ce o fi permis? Dacă nu știe să danseze, nu știe, nu vrea să învețe, oare de ce? A?
Dacă aș fi un tip mai sensibil, aproape că mi-ar părea rău să-ți dau vestea asta, dar el te înșeală. Poftim? Grig te înșeală cu Delia. No, nu cred asta. Cu Delia? Vai, mă înșeală! Oare ce-o fi așa greu de crezut, da? De asta te-am întrebat dacă tu... Panoramaia? Da, cu... cu Delia. Doamne, deci de asta-ți vrea să ia aer de șefă. Cum o Doamne, nu pot sincer, să chiar cred. Te surprinde sincer. Păi da, da, el a spus că el mă cere, că vrea să avem o familie, că ne mutăm împreună. Cum cu Delia? Deci nu, e o glumă. A, și părinții tăi, când erai mică, spuneau că există Moș Crăciun, nu? Da. Deci nu pot să cred. Cu ea? Da, în aceste, în aceste minute în care noi ne îndreptăm acolo, el este cu Delia și... Poftim? Ce căutai acolo? Daniela, tu cum ai, cum ai fost angajată aici? Ai dat o probă, am dat nu? O probă, da. A fost un moment plăcut pentru voi, un moment încărcat de senzualitate, erotism și cu promisiuni de viitor. Dar acum ea trebuie să dea probă, să vadă dacă rămâne și angajată, înțelegi? Nu, deci trebuie să mergem acolo. Trebuie să mergem acum acolo, deci o omor. Îi omor pe amândoi și am viitorul asigurat. La Rahova, eu stau acasă, nu? Da, dar la ea este nevoie să, să dea mai multe probe, pentru că el încă nu e hotărât dacă o angajează sau nu. Și asta este a treia probă pe care trebuie să o dea astăzi. Pentru că această relație între voi doi să funcționeze, tu nu trebuie să fii o femeie geloasă. Dar nu am cum din moment ce el îi permite. El ar trebui să îi spună foarte clar cine sunt eu. Și ea nu ar trebui să-și să-mi vorbească mie cum i-a vorbit. Nu, nu pot să cred. Și acum nu cred, nu, deci nu cred așa ceva, nu vine să cred. Oare ce-o fi așa greu de crezut, da? Cum să spun eu ca să nu te jignesc, pentru că tu ești o fată foarte sensibilă și prietenul tău, iubitul tău, viitorul tău, soț, e un de aventurier. Noi? Ce să mai, îi place să... Deci noi am vorbit tot de nuntă, de tot și el a mort. De când l-ai cunoscut, te-ai îndrăgostit. Cum s-a întâmplat așa la tine? Adică a fost într-o secundă, într-o zi? Ți-a luat prima săptămână? A fost la prima mângâiere? După primul pahar de vodcă? Nu știu, în cât timp te-ai îndrăgostit? Bine, la mine a fost ceva la prima vedere. La prima vedere, aia... clar. Deci la prima vedere, nu la prima mângâiere, da? Mergând relația din ce în ce mai mult, venind la mine, stând aproape tot timpul împreună și planurile de viitor, eu am spus că nu mai vreau. Acum vreau să îmi temez o familie cu el, nu mai vreau să dansez mereu, nu vreau,
altceva, el se ocupă de club. Asta, într-un fel, este vârful carierei tale, este apogeul. Da, 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 el se ocupă de club, eu stau acasă. Acasă. E bine așa. Deci e clar, da? Ea vrea o familie, vrea copii, vrea să stea acasă. Cu dansul și asta mai e ușor, da? De vară. Bine, haide să încercăm să ne grăbim, pentru că domnișoara se enervează din ce în ce mai tare, pentru că planurile ei de căsnicie... Deci nu, trebuie să mergem ce în ce mai... Din ce în ce mai repede o să mergem, da. Dar trebuie să stăm la semafor. Momentul ăsta, Delia, este cu viitorul tău soț. Cred că o mor. Cu tatăl viitorilor tăi copii. Deci o mor și pe ea și pe el. Și el trebuie să-mi spună cu cine rămâne. Deci dacă mai pot să am încredere în el sau nu, trebuie să aleagă. Da. Eu așa văd emisiunea aceasta, ediția aceasta, așa o văd. Adică dacă ai pus mâna pe un lucru, trebuie să ții mâna pe el până la capăt. Trebuie să aleg. Pentru că acum ești în momentul în care Delia vrea și ea ceea ce vrei tu, să știi. Oh, eu cred că și ea se vede măritată cu el, și ea se vede cu un copil. Păi, da, dar cine nu ar fi, nu? E un bărbat care arată bine. Și oricum nu știe să danseze, ce a zis, o bagă și pe ea acolo. Parcă e o secvență din serialul Minți Criminale. Ți-a dat vreun indiciu vreodată că... Vreodată, ce zic eu, în astea două săptămâni, ți-a dat vreun indiciu că ceva poate... Singurul lucru nu a vrut să mergem la el acasă. Deci de câte ori ne-am văzut a fost în apartamentul meu. Deci asta nu mi-ai spus prima dată. Nu că n-ai fi respectabilă, normal că ești o fată respectabilă, sigur. Dacă vrei cu adevărat să pui mâna, ai pus mâna, să ții acest bărbat doar pentru tine, eu zic că e momentul să acționezi acum și nu păi mai trebuie. Acum, nu, vreau să merge cât mai repede acolo, deci nu are cum, deci nu vine să crezi. Tragedia a început. Și cu ea tot de vreo 3-4 ori. Și cu ea tot de vreo 3-4 ori. Eu aș spune că te-ai cam culcat deja cu ea, din ce am văzut noi. Dar e treaba voastră, trebuie să știți voi cu cine și ce m-am culcat. Tu trebuie să-mi dai o explicație. Nici eu stai și-o spun mai cu planurile de nuntă. Cum? Eu deja am mandat rochia. Ca să știi. Cred că era cum mă tu explici. Scamați, vă luați un loc, nu mai stați în cap. Cum adic? Ce faci? M-am plictisit de voi, lăsați-mă. Cum adică te plictisim, nu? Suntem să ne explici nouă. Explici! Hai că deja la mine în club nu faceți voi. Grig, da. Totuși, cred că ar fi cazul să-i spui uneia dintre ele, dacă vrei să o iei de soție, dacă vrei să ai copii, dacă să-și mai cumpere... Stai, te rog, acolo. Dacă să-și mai cumpere rochie de mireasă, dacă... Cum că tu-ți bagi joc de mine? De asta spuneai tu că pleci singur în vacanță. Cum? Că cu mine trebuie să pleci în vacanță? Vreau să pleacă singur, să pleacă. Delia, scuze-mă, tu ai dat deja proba pentru angajare? Nu, tu pleci singur în vacanță? Da, cu ea, proba cum adică și n-ai spus că ne referim la altă. Mai să plecăm amândoi? Da,
Dar știi că așa se angajează. Ai spus că facem mai mulți bani, că merg eu să dansez acolo. Așa? Nu, dragă, stai jos, ți-am zis, deci nu, spune tu mie, tu nu-ți faci joc de mine, înțeles? Nu, stai jos, ai venit aici să... Trebuie să îmi spui foarte clar dacă mă vrei pe mine. Ce e comportamentul Daniele față de mine? Și ce mi-ai spus? Nu-i nimic când ești Daniela, să-ți fie rușine, mă, gandă. Poftim? Dar asta nu vrei tu să nu te iei ideea când îți spuneam. Da, ți-am spus ce și eu că am trebuit. Ce ai îndrăgostit cu mine până la urmă? Păi el mi-a spus, el m-a spus. Dragă, m-am îndrăgostit de ea, ca să înțelegi. M-am îndrăgostit de ea, arată mai bine ca tine. Da. Și pe tine gata, 2-3 săptămâni ajunge cât vrei. Și mi toate minciunile? Lasă-mi. Deci tu ți-ai bătut joc de ea sau cum? Nu știu. Joc de ea. Și-a bătut joc de amândouă, dar cum te-ai gândit? Tot ce mi-ai spus tu mie. Daniela, dar tu câtă încredere ai într-un bărbat pe care îl cunoști de 2 săptămâni și care îți spune că te ia de nevastă? În moment ce mi-a spus... Păi, și părinții îți spuneau că există Moș Crăciun, nu știu. Tu cum ai putut să crezi dacă toate e... lucrurile? Adică uite-te la el, el acum este foarte sincer, nu? Părea sincer! I-am adus un cadou. Deci el și-a bătut joc de amândouă. Tu îl iubești pe el? Nu. Păi și atunci de ce te deranjează că... Pentru că ea s-a comportat urât cu mine. Păi din cauza lui. Dar cu ce s-a comportat urât? Nu știu. Fă-mă să înțeleg, că nu înțeleg. Trebuia să mă vezi să dansez și tot timpul îmi vorbea urât de sus, mă subestima și tot așa. Pentru că el se dădea și la ea și eu mă luam automat de ea. Deci la tine nu e o problemă de gelozie. Nu te deranjează că ei doi au o relație? Nu te deranjează, absolut, nu mă deranjează adevărul de... comportamentul ei. Deci, păi din cauza lui. Pentru deci, că dragă Daniela, dacă el este de acord, eu vă declar soț și soție, pe ea nu deranjează, nu este nicio problemă. Ce soție, domnule? Da, dar măcar acum o să o duci acasă la vila ta de la Maramureș. A, dar și cum rămâne? Nu vreau nicio soție. Nu, de ce nu mi-ai spus că ai garsonieră? Dar ce trebuie să știi cu totul despre mine? Dar cine ești? Trebuie să fiu viitoarea ta soție. Auzi, Cristian, dar nu te dragoziți de mine. A, acum îmi spune că mă iubești, că vrei totul cu mine și de acum te-ai îndrăgostit de ea deodată, nu? Da, arată mai bine ca tine. Da? Bine atunci, rămâi cu ea. Da, o să rămân cu ea. E vorba aia din bătrâni, între două nu te plouă, dar nici bine nu ți-e. Auzi, tu așa ai poate să care zi de scandal aici cu angajatele? Așa fac toate dansatoarele? Dar tine? Pe cuvântul tău? Gata, pe cuvântul tău, crezi că e... Eu zic să totuși să despați angajatele tale, pentru că... Nu, pentru că nu... Ori își dau demisia, ori nu știu ce e de făcut. Nu mai după mine, tu! El este foarte afectat, după cum se poate vedea. De ce credeai tu că sunt șefă? Pentru că este prietena patronului. Din cauza lui, pentru că eu trebuia să mă mărit cu el. Pentru că erai coordonatare sau ce? Nu! Trebuia să mă mărit cu el, de asta... Ce voi? Nu mai împinde tu pe mine, înțeles? Aici e clubul de dansă, nu te bătăi. Dar să știi că ai putea să faci bani în chestia asta. Sunt oameni care ar plăti să le vadă cum se fac. Eu nu sunt cazul, așa că nu știu. Auziți? Noi suntem gata de... Ce să mai... Da, da, înțeles? Că nu e Eric de bus. Daniela, potolește-te! Nu mai ții fără mine, înțeles? Băi, nu știu cum, nu, eu nu știu cum... Ii, chiar nu ca după mine, acum! Pentru că dacă poți... Alo! Alo! Băi, aici nu e ring de box. Tu vorbește frumos, da? Deci calmați-vă că vă dau afară pe amândouă. Cum adică ne dai afară? Foarte bine, foarte simplu. Nu vreau să mă dai pe mine afară. Uite așa bine, vrei să vezi să dau afară? Da, eu de mâine să nu mai vin. Și tu la fel. Să stai de afară. Nu o să nu mai vin, papa. Nu o să mai vin, tu îmi spui mie să fiu șefa. Ii și tu îmi spui să nu mai vin? Vă duceți unde vreți voi aici, mai ales și-ți căutați. Pleacă! Nu avem ce să facem decât un papa. Daniela, adu-ți aminte cât de mult îl iubești. Nu mai bate, nu mai bate nici pe ea. Nu, deci nu, nu mai vreau să aud. Cine te ia pe tine de soție? Nu mai vreau să aud de el. Un mincinos și un nenorocit. Păi și atunci ce faci? Lași un patron cu vilă, cu stare socială? Păi de asta m-am uitat la tine, primul rând. Băi, gata, nu mai... Aici nu e ring de... Sărmâna, ați venit să... O să încercăm noi să ștergem, să știți că nu... Ce-a nevoie de menaj acum, serios? Da, asta cine mai? Sărmâna, Maria. Ce caut aici? Ce caut aici? Sunt Mirela, soția lui. Iată! Trebuia să fie și o soție, nu? Poftim? Cine este dumneavoastră? Mirela, soția lui Greg. Poftim? Du-te, mă, fată, te rog frumos. Auzi? Mă duc. Cine m-a cerut să vină încă a doua soție? Auziți, eu l-am urmărit pe el timp de 5 zile. El nu are... Nu l-am văzut. Mai de pe acasă. Poftim? Trebuie să duce la o garsonieră aici. Nu, 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 n
A, păi atunci, nu știu, discutați... Să știți Am că ea este următoarea soție. Am zis că trebuie să divorțați. Soția lui, viitoarea lui soție. Poate. Acum te dai soție? Soție, o te dai soție după 2 săptămâni. Ea e soția da. Mea. Bine, cred că și mi-ai spus mai devreme dacă e soția ta. Ce ți-am? Și ce ai spus că mă iei de soție? Vă denajează într-un fel că soțul noastră mai are două... Ți-a spălat cineva creierul, cred. Nu știu cum să le spune. Păi, plecați! Papagan! Te simți plăcești! Să-ți fie rușine! Dar să știți că ele fac o treabă foarte bună pentru că ele îl bat pe el, nu dumneavoastră. Adică dumneavoastră vi s-a mai întâmplat, am să-ți obișnuită cu așa. Se plece de acasă 5 zile și apoi se întoarce înapoi, care nu vrea să fie hrănit. Sunt foarte liniștită pentru că știu că pe voi vă lasă oricum și se întoarce tot acasă. Păi, sunt sigură că l-am acceptat? Sunt foarte sigură că o să vă lase cât de curând. N-am observat ce răbdătoare e soția? Tot ele sunt pe el, dar soția stă deoparte. Auziți de la... Nu știu, ca să ne lase, la noi. Aveți, aveți planuri de a face și copii? Sau... Eu am și doi copii cu el. De cât timp v-ați căsătorit? Arată-le portofelul. Hai, scoate fotografiile. Are bani, ce are în portofel? Ce are? Nu, să scoate fotografiile. Andrei și Florin, ce înseamnă pentru tine? De copii minunat, da? Și un tată? De rahat. Sau de naturat. Și acum să facem bine ca să nu fie rău. Voi două puteți să vă bateți, să vă scoateți ochii, reprofilați și tot felul, să vă pricepeți. Dar nu avem de ce să ne batem. Și plecați de aici, deci pentru tine nu ne batem, ai înțeles? Că ești un nimeni. Mirela, iartă-mă, te rog frumos, că am fost iar un prost. Te rog frumos, știi că îmi place viața și... Trebuia să și copii pentru ce faci tu și nu știam că el este încăsătorit. Te rog frumos, iartă. Nu vine să cred, deci nu vine să cred. Mai are cred o problemă la încheietură aici, mai! Nu-l mai iubești pe el? Ceva? Nu! Cum să iubesc un asemenea om? Ai promis acum 2 luni de zile, ai jurat cu mâna pe Biblie, ai jurat că nu o să mai faci așa ceva. Păi și ce faci cu rochia de mireasă? Poți să-l dai unei prietene? Dar ai jurat pe viața copiilor tăi! Trebuie să-l găsești un alt patron. Iartă-mă, te rog frumos, un alt patron de club, să te apuci din nou de treabă, dar eu zic să nu mai ieși mai adică. De ce te-ai scandalul? Scandalul de ce le caută? Nu tu, de ce? Aici este deja o familie formată, copii, copii, de ce le mai pui fotografiile în buzunar? Și mai vine cineva, nu știm cine e. Bună ziua, ne scuzați, nu se filmează niciun videoclip. Cine sunteți dumneavoastră, Marian? Ric. Pare rău. Păi, am venit la clubul domnului... Nu se filmează nimica, da? În clubul meu nu se filmează nimic. În clubul cui? Păi el e șeful. Stați, domnule, nu dânsul e patronul? Adică... Bine, ne cerem scuze. Deci iată și moțul. Sau cireașa. Nu e nici patru. Mă miram, zic așa tinerel și... Asta da, are față de patron. Cu toate că nu se știe niciodată. Cine este el aici, dar lucrează aici? Da, stai ca să înțelegem, dumneavoastră sunteți patronul. Parcă te ocupai tu de club, că iar el... După ce ne căsătoream, nu? Că ești patron. Da, deci... I-am și relații de familie, că l-am cununat, dar este angajat. Bine, vă rog frumos să veniți aici, pentru că aveți de aflat niște lucruri foarte interesante. Astăzi sunteți pe profit în ultima vreme, pentru că aici clubul nu știu cum funcționează, dar... Nu asta e problema. Îi spuneam noi cum funcționează, domnule. Domnișoară. Grix. Da. Șeful trebuie să vă explic. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic rău. Măi, te-am lăsat, ai zis că trebuie... Mai învățați-l și dumneavoastră, că sunteți nașul nostru. Stai cu mine. Da, nu s-a întâmplat nimic rău, treaba a mers cum trebuie, doar cu fetele astea m-am distrat un pic, le-am spus. Dar tu nu ești patronul clubului ăsta? Nu, nu, nu. Ai zis că poți să plec în vacanță liniștit, că poți să am toată încredere, da? Și ce-mi face aici? Mi-aduci televiziune cu... Măi... El aici organizează anumite castinguri. Nu mai portează papangalul ăsta. Nene, mi-a dus fufă aici să-mi zăpăcească capul. Soția poate are și a ceva de zis. Nu știu de unde a venit. Păi ce facem aici? Deci vezi, acum fac era într-o copii de tine. La telefon mi-ai zis că tot e în ordine. Nu e nicio problemă. Și acum ai orice scandaluri. Deci tu le iubești pe toate, nu? Mi-a promis că o să mă distrez și eu un pic. Eu le știi că-mi place. Băi, nu scamă de obiceiul ăsta, măi. Restul s-a întâmplat nimic greu, a mers treaba cum trebuie, am avut profit ca lumea. Și cu soția ce faci? Și copii? O să discut eu. Da, să copii sunt vorba aia, ei nu sunt aici. O să discuți că adică... Stai puțin, că nu-i cuietat. Deci ele te-au căutat aici. Le-ai angajat? Ce s-a întâmplat? Au venit la casting, le-am angajat. Și? Și pe mine trebuia să mă ia de soție.
Asta este soție, este da, viitoarea soție și a cumpărat deja, am zis, sau și-a ales rochia de mireasă. Doamne, este a treia soție, soția, cu toate actele în regulă, ea este. Eu i-am cununat. E nașul, frate. Dumneavoastră da? Sunteți singurul care știe exact ce se întâmplă aici. Nu știu ce se întâmplă aici, dar... Știți că dânsul angajează dansatoare cu probă. Am înțeles, am înțeles. Deci, i-am lăsat mână liberă. Le pot spune ce înseamnă probă? Sau îi pot spune dânsului ce înseamnă să probă? Să vadă care este mai bună la pat. Asta s-a lăsat cel probă. Asta faci? Dacă ați căzut în plasa asta, e o problemă care vă privește. Probabil se numește un alt fel de marketing ceea ce face. Deci nu vreți să-l dați afară. Dânsul e un angajat model. Deci angajatul meu. Până acum a fost impecabil. L-am și cununat cu problema asta. Am fost plecat, i-am dat mână liberă, a zis că poate să aibă grijă de club. Acum, mă rog, mă teahnă de tinerețe, eu știu ce să zic. Un asemenea soț care pe toată lumea, pe toate ne ia de păi pentru că v-ați înfipt în mine așa direct. Nu ne-am înfipt în mine, v-ați înfipt în el. Păi cum, pentru dacă voi... Pentru că el ne-a mințit pe noi. Timi, el ne-a mințit pe noi, noi nu avem voie vină cum... Și vreau să-ți să-l credeți, normal. Păi doamne, să știu eu că el ăsta, el... Are soție, noi l-am urmărit pe el 5 zile. Dar unde s-a aflit tu? El, păi nu trebuia să știi lucrul ăsta, dar pe așa e plumec de muncă? Noi nu știam că el este căsătorit, care are doi copii. Da, eu sunt o victimă și voi sunteți niște curve. Asta sunteți. Sunteți niște panorame, niște parașute care zburați din floare în floare. Dar de tine cu copiii acasă și îmi promite mie că mai ia de soție. Da, și pe voi ce mult v-a respectat. Ce mult v-a respectat și tu ai fost o fraieră că ai crezut. Acasă să plângă copilul și soțul pleacă cu alta. Dar copiii mei înseamnă copilul meu, înțelegi? Și-s cea mai mare victimă și trebuie să te răzbun pe noi. Mă răzbun pentru că sunteți proaste, că vă lăsați călcate în picioare de ei. Noi n-avem de unde să știm. Greg și patronul. Păi ar trebui să gândesc că n-ai creier de blondă. Rezolvă fără tămbălăul mare. Tu ești proastă, că tu ești curva care trece în patul unui bărbat însurat. Și cere pe toată lumea de soție. Tu ești proastă, oricum el se întoarce acasă, pe tine te lasă cap o curvă la col și te părăsește, înțelegi? Se întoarce acasă. Doamna Mirela, sunteți o femeie respectabilă cu doi copii, ce faceți cu asta? Păi ce să fac? Să lasă locul de muncă, să lasă curvele și să treacă acasă la copii, să crească copiii. Deci l-ați iertat pentru tot ce se întâmplă aici. Nu neapărat că l-am iertat. Dacă vine acasă, l-ați iertat. Nu, trebuie să muncească, să aibă grijă de copii. Niște copii mici, copiii au nevoie de un tată, că e denaturat sau nu e denaturat și că a jurat pe viața lor. Dar el a mai făcut pentru că a spus că acum două luni a mai promis o dată, a mai făcut la așa ceva. Deja este obișnuință. Dar v-ați gândit vreodată să ne lăsați? Tu ești proastă, tu ești o curvă care trece din pat în pat. Ai stat ca o panoramă. V-ați gândit vreodată să lăsați? Să vă găsiți un bărbat adevărat care să vrește de copii? Păi, având în vedere că un bărbat de curvele, normal că și-o pot să-mi găsesc pe cineva. Pentru că și el o să vrăsească foarte ușor, să știți. Pentru că copiii înseamnă mai mult decât orice pe pământul ăsta. Și tu care nu ai copii, nu știi ce înseamnă. Tu dacă erai invită de șef, gata, te crezi șefă? Da, eram șefă, da? Eu le convenesc pe toate, da? Păi tu ai fost, tu mi-ai spus, tu mi-ai promis. Tu mi-ai promis mie că eu sunt aici. Și tu ca proastă, bineînțeles, că ai acceptat. Greg, ai venit cu propunerea ca să aducem dansatoare, da? Ca să mai crească problema la... Ți-am dat voie, le-ai adus, dar dacă sunt dansatoare, lasă-le să fie dansatoare. De ce te-ai încurcat cu ele? Greg, te rog, că sunt tânăr, șeful și plăi. Ești tânăr, eu nu sunt tânără? Am reținut numele dumneavoastră. Gelu. Trageți dumneavoastră, domnul Gelu, o concluzie aici. Pentru că noi trebuie să plecăm. Deci noi nu mai avem. Trasă, deci mie nu-mi place ce se întâmplă în acest club. Dar eu am fost plecat, am venit, găsesc un scandal, probabil că o să vadă toată țara scandalul ăsta. Ne cerem scuze dacă prin prezența noastră aici v-am deranjat, dar poate că așa ți-a fost. Iar el într-adevăr, deci tinerețea lui, meteahna lui este că, deși i-am spus pentru acest club tot ce se întâmplă... Bine, le păstrați pe cele două, uite, una e blondă, una e brunetă. Acum le-am văzut prima dată, el... Le luați la probă? Ce faceți? Am și eu...
Deci ce am vorbit cu el la telefon eu până acum? Mi-a spus că fetele sunt bune. Și cine vă credeți voi? Animația este garantată. Cu el discutăm în particular pentru că v-am zis. Vai de cap. Este alta discuție. Bun, soția nu divorțează, el se întoarce acasă, ele rămân angajate aici. Logica cam asta este. Logica cam asta este. La revedere, noi ne-am făcut treaba. Bun, doamnă, îmi cer scuze că nu o să vă măritați anul ăsta, vă găsiți alt patron, știu, poate nu e însurat. La revedere. Ai văzut și s-a rezolvat. Hai, v-ați distrat destul. Oameni ca tine. Cric, te rog frumos să lămurești un aspect. Cric, te rog frumos. Ce să mai lămurești? Mai nimic de lămurit. Da, mai e foarte mult de lămurit. Vreau să o spun soției tale, să nu mai jignească, pentru că... Păi asta ești o curvă, o parașută, o panoramă și tu ești un dobitoc. Un dobitoc care minte. Asta că stai după unul ca el. Eu sunt o femeie deșteaptă, am doi copii, am o familie, dar voi nu o să ajungeți niciodată să aveți. Cu semnare roșu. Niciodată cu unul ca el, să ne înșele. Da, da. S-a întâmplat, s-a terminat, gata. Hai, lasă panoramele și treci acasă. În altă parte, o să vă duceți să căutați în altă parte, dați un casting, alege, o să găsiți și în altă fete aici. Ce face aici? Dar hai, să nu mai faci la revedere, persoane. La revedere, curvelor. Hai. Curvă ești. Nu mai legi nimic. Ești curvă și voi sunteți curve. E o meserie mai libertină, dar lasă. Nu mai trebuie. Băi, și de ce mă jignești? Cum rămânem ce noi când află o lume pentru că e soție, are o durere. Cum rămânem ce noi? Are o durere, dar nu e aia. Asta este viața. Probabil că nu te găsi cum ați jignite. Sper să fie ultima oră. Familia mea și voi sunteți proaste, te-aș vedea după două zile. Hai, plecați de ai citat tu, domnul. Hai, hai, hai. Prost. Uitați-vă în altă parte. Îmi pare rău. Nu credeam că o să faci. Îmi pare rău, dar... V-am spus cu... Profitul nu a fost nicio problemă, a fost decât l-ai văzut împărat. Asta. Da, ai văzut împărat. M-a zis foarte bine, trebuie două fete. Bun, bun. Mai zi familia, ți-ai omorât-o și... Păi amicile acasă. Promise. Mereu ai promis și niciodată nu te-ai ținut de cuvânt, ai jurat și pe viața copiilor tăi. Mă fac să mă gândesc la administrator, să știi. Concluzia e cu happy end fericit. Ce aș putea să sfătuiesc pe Daniela decât să lase naiba dansul? Pune burta pe carte, alege o meserie ca lumea și fă bani, ca așa, cu castinguri de genul ăsta, n-ajungi departe. Și nu mai comanda niciodată rochia de mireasă înainte să te ceară cineva. Baftă. E și vorba aceea că dacă nu încerci, nu? Omul trebuie să încerci. Acum să ai nevasta acasă și tu să-ți încerci norocul la casting. Chestia că i-a mers, asta putea să nu-i meargă. Că și nevasta, cât să înțelegi, înțelegi odată de două ori, cinci ani. Da, nici la nesfârșit. Deci mare atenție la castinguri. Patronul, da, nașul, ce să zic de nașul? Nașul cred că ar trebui să se reorienteze. Nu, da, da, dacă lasă pe mâna lui Grig un club întreg, din ce am văzut eu, nu cred că merge așa bine afacerea, cam gol. Deci, ori se reorientează, ori un alt manager, ori alte dansatoare, ceva acolo nu merge. Cred că mai are și altceva pe lângă club. Mă refer la bani. Visul Danielei de a deveni soție de patron și de asta toată ziua acasă, trebuie să se oprească acum. Grig nu este patron, ci are deja o soție. Sunt Marian Dumitru și până săptămâna viitoare, aveți grijă ce probe trebuie să dați la angajare. Ediția din această seară se termină aici. Noi să ne vedem peste câteva momente pe Facebook. Foarte simplu. Posta Mea Iubire.